reșou, nu reșeu, rișeu, etc. Reșou este un neologism explicabil prin francezescul reșou, în a cărui structură recunoaștem adjectivul chaud, cu sensul de cald. Reșoul este într-adevăr un aparat de încălzit și de reîncălzit care funcționează cu ajutorul electricității sau al gazului metan și care își găsește o largă întrebuințare, mai ales în bucătării și în laboratoare. Forma corectă a cuvântului este reșou, întrucât o final din împrumuturile franțuzești, indiferent de cum se scrie, a devenit în română diftongul OU, în procesul adaptării fonetice. Astfel, bureau, depot, metro, tableau, etc. s-au transformat în birou, depot, metro, tableau și tot așa, reșou, reșou. Domnul profesor, mâncați fructe? Da, destul fructe de multe. Ce vă place? Mănânc banane pentru că au potasiu, mănânc zilnic o mandarină sau o portocală pentru vitamina C și mănânc zilnic cel puțin un măr. Asta am învățat-o. Zilnic un măr pentru sănătate. Da, un măr, un măr pe zi înseamnă sănătate. Există un proverb englezesc care spune "An apple every day keeps the doctor away", pe care noi l-am tradus așa: un măr în fiecare zi pe masă alungă doctorul din casă. Am introdus rima asta și prin urmare, mărul are o serie de virtuți terapeutice și preventive. Dar fructele confiate vă plac? Mai puțin. Dar nu e bine spus fructe confiate. Ba da, deși fructe confiate. Sunt caise, banane, am văzut să-și scrie, fructe confiate, însă în francez se spune fruit confit, adică zaharisite. Confit de la confir, a zaharisi. Confiență ne-a dat încredința. Și atunci noi cum am putea spune corect? Păi nu mai putem schimba pentru că s-a impus forma aceasta greșită. Fructe confiate. Bun, deci este greșit, dar îl folosim că s-a impus. Da, pentru că nu s-a intervenit la timp. Acum vreo 30 de ani cu aproximație. De atunci datează greșeala? Nu. Vreau să spun altceva. Acum vreo 30 de ani se vindeau prin magazinele noastre alimentare prune depilate. O altă prostie. Depilate. Adică depielițate. Și culmea, erau și destinate exportului, bine că au fost refuzate însă. Prune depilate. Păi dar depilate înseamnă cu părul îndepărtat, pilul în latină, înțelegi? Adică tendința asta a noastră de a crea cuvinte, expresii care nu se justifică, care sunt greșite și uneori chiar frizează ridicolul. Ne place și astăzi să ne exprimăm ideile și sentimentele prin pictură, însă felul cum vorbim și cum scriem este la fel de sugestiv. Pe data viitoare!